Biserica din curtea Spitalului Vechi Suceava sărbătorește pe 6 decembrie, de ziua Sfântului Nicolae, primul hram. Programul liturgic a început luni seara, 5 decembrie, de la ora 17, când a fost oficiată slujba de priveghere în cinstea Sfântului Nicolae. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să fie păzit lăcașul acesta, spitalul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie,